Când pădurile României ajung în mâna mafiei, totul e pe bani. De la copacii tineri, tăiați ilegal, până la funcțiile cheie în care ajung cei care au grijă, apoi ca afacerile murdare să meargă în continuare. Un copac care produce în medie pe an 260 de kilograme de oxigen se transformă, cât ai zice, șpagă, în cherestea pentru 255 de euro. Iar un post de pădurar, în schimb, ajunge să coste, atenție, și 40.000 de euro. Într-o campanie fără precedent realizată de colegii noștri, Paul Ciurar și Carmina Pricopie, vedeți mărturia șocantă a unui pădurar care și-a plătit și el funcția, dar care s-a săturat să vadă cum dealurile din Suceava rămân goale. Fură și se fură într-un stil barbar. Ca să intri în sistem, ce a trebuit să faci? În afară de acel examen scris, o anumită sumă de bani pe care trebuia să o dai la momentul respectiv. Ai dat în mod direct cuiva din sistem sau cu interpus? Da, cuiva din sistem, dar la fel unui interpus, că nu poți să ajungi direct la cei la care ajung și banii. 15.000 de euro în urmă cu 10 ani pentru un post de pădurar. Potrivit unor surse, acum unele posturi ar ajunge și la, atenție, 40.000 de euro. Sunt sume fabuloase pentru un job aparent neînsemnat. Când ai o astfel de sumă, se presupune că trebuie să scoți banii ăștia cumva. Fără doar și poate, cu siguranță, da. Asta e primul lucru la care te gândești în momentul în care te pregătești și dispui de acea sumă de bani, te gândești că în viitor apropiat acea sumă de bani trebuie să o scoți cumva. E un calcul simplu. Dacă pădurarul bagă mâna adânc în borcanul cu miere, își poate scoate investiția rapid. Un camion cu remorcă încărcat bine cu lemne bune de cherestea și scos ilegal din pădure poate să ajungă și la 10.000 de euro. Agentul comercial, la înțelegere cu pădurarul și cu inginerul respectiv, plătește suma respectivă pe cantitatea respectivă pe care o luat-o, iar de acolo tu, ca pădurar, și tu, ca inginer, ajungi să-ți împarți banii. Directorii sunt numiți politic, toți sunt implicați politic, șefii de ocoale sunt implicați politic. Asta e mersul României, așa, în ce ține de silvicultură. Activistul de mediu din zona Sucevei, Gheorghe Oblezniuc, vorbește și el despre mafia din sistem care ar trebui să protejeze pădurile. Pădurarul are cu ce învârti. El trebuie să dea la șeful lui. Pădurarul trebuie să dea la șeful lui, la șeful de district, șeful de district de la șeful de ocol, șeful de ocol trebuie să ducă și la Suceava. Ăia de la Suceava trebuie să ducă și sus la partid, că la partid așa e, dacă nu dai, ai plecat. Cetățenii de aici, din localitate, vorbesc despre întâlniri de taină, în care personalități se întâlnesc, zic cei care cunosc pe acolo, procurori, general de prin diverse structuri ale Ministerului Apărării Naționale sau de Interne. Ei nu prea se feresc, pentru că ei încearcă astfel să intimideze pe cei din zonă. Ca să nu vorbească, să nu se răscoale, să nu-și ceară dreptul la oxigen. Cam cât lemn crezi că s-a furat din zona Moldovița, Vatra Moldoviței, Sadova, în ultimii 2 ani? E cam greu un pic de calculat, dar undeva la... în 2 ani, la peste 20.000 de metri cub furați. Se fură și se fură într-un stil barbar. Încep să vii acasă seara și nu prea stai și te gândești, bă, dar pentru ce să fac chestia asta? Ca să poată ei să trăiască bine? Pentru ce? Să vină să-ți ia toți banii, să tu să rămâi doar cu problemele, pentru că tu ești cel care răspunde. Ție ți se dă în gestiune acel canton. Da? Orice se întâmplă în acel canton, tu ești tras la răspundere acolo. Nu o să fie nimeni tras la răspundere. Nu o să vină nimeni să spună, domnule, stai un pic, știți... Ce riști tu dacă mâine spui că nu mai vrei să participi așa? Sunt dat afară. Potrivit Rom Silva, în România sunt 3.128.367 de hectare acoperite cu pădure aflate în administrația publică a statului. Asta înseamnă că 139.146.588 de oameni pot respira un an cu oxigenul produs de pădurile noastre. După toate aceste mărturii șocante, am încercat să obținem puncte de vedere de la autoritățile implicate și responsabile. Care a fost reacția lor? Vedeți în această seară la Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu, așadar aveți toate motivele să rămâneți pe Antena 3.